Te salut și bine te-am regăsit la un nou devoțional. Eu sunt Albert, iar pentru început aș vrea să-ți povestesc ceva. Prin pereții subțiri, Britney auzise ce nu trebuia să audă. Consilierul școlar le spunea părinților ei că dacă rezultatele ei la învățătură nu se îmbunătățeau până la sfârșitul anului, Britney avea să rămână repetentă. Răspunsul părinților i-a rămas întipărit în minte. Știm că a avut probleme, s-au scuzat ei. Este un pic înceată. Înceată? Se gândea Britney. De ce nu spun pur și simplu că sunt proastă? În momentul acela, Britney hotărâ odată pentru totdeauna că nu avea să mai permită nimănui să o mai numească proastă vreodată. A început să studieze cu lanterna sub plapumă noaptea târziu și și-a pus alarma să sune la 5 dimineața. Voia cele mai mari note la fiecare materie. Nota 9.50 nu era de ajuns. Se critica aspru pentru că nu lua 10. Citește Ioan, capitolul 4, cu versetul 34. Care ar trebui să fie țelul tău în viață? Poate că îți place ca ceilalți să râdă de tine. Te împleticești când alergi. Porți aceeași cămașă mereu. Răspunsul tău a fost unul de doi bani. Transpiri cu găleata atunci când vorbești în fața clasei. Sau poate că nu. Nu este nimic greșit în a vrea să alergi mai repede, să iei note mai bune, să te îmbraci mai curat sau să vorbești mai bine. Problema apare dacă ai impresia că dacă o să câștigi o cursă de alergat, dacă îți aranjezi părul perfect sau dacă nu porți niciodată aceeași îmbrăcăminte de două ori, ești mai acceptabil sau mai valoros în ochii tăi, în ochii altora sau în ochii lui Dumnezeu. Iisus știa că există un singur scop important în viață și că dacă avea în minte acel scop, toate celelalte lucruri se vor aranja de la sine. Țelul lui principal era să facă întru totul ce dorea Tatăl său, voia lui. Iisus nu voia nimic altceva. Și același lucru este valabil în dreptul nostru. A pune orice altceva mai presus de voia lui Dumnezeu înseamnă a ne mulțumi cu puțin. Este o problemă dacă pentru tine contează orice altceva mai mult decât voia Tatălui. Te-ai oprit din urmărirea unui scop bun și în schimb ești fugărit de un cowboy cu ochi nebuni care are în mână un fier încins. Dacă ai impresia că inteligența, banii și frumusețea sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai putea vreodată avea, să știi că ai fost înfierat cu o atitudine care nu vine de la Dumnezeu. Ai fost ars. Versetul 34 din Ioan capitolul 4 spune astfel. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Să fim atenți la modul în care prioritizăm lucrurile în viața noastră și să punem voia lui Dumnezeu pe primul loc. Să ai o zi plină de împlinire astăzi.